bani, bani și numai bani. Pentru schimbări la sâni și nu doar atât. Te va costa? 3.000 de euro. 3.000 de euro, da? Mi-ai spus că o să-ți faci și dințișorii, da? Da, 15.000 de euro la doctor Andrei. Deci 15.000 de euro? Dinții, da. Și 3.000 sânii? Da, 18.000. 18.000, da? Mașina asta 670.000 aproape. Ce care e problema? Dar eu nu pot să fac socoteala, tu poți să faci socoteala? Da, și ce contează? Când ai valoare, ai valoare, primești și îți dă Dumnezeu de sus. La numai câteva zile distanță de la vizionarea bolidului, Bianca Pop s-a ținut de cuvânt și a venit la o clinică particulară pentru a-și schimba silicoanele. Nu înainte de a-și mai face o lucrare estetică. Mi-am făcut pomeții și buzele, dar sunt umflată acum, așa arat desfigurată, dar o să arat mortal. A devenit celebră în mediul online după ce a spus că nu iese din casă fără 1000 de euro în geantă. Câți bani ai în poșetuță? Nu mai spun, gata, mai spun eu de bani. Nu sunt eu fetiță cu minte de astăzi. Eu știu că ești fetiță cu minte, da. Intervenția costă 3000 de euro, nu? 3000 de euro, da, 3000 de euro, da. Și ai bănuții la tine? Am plătit deja. Ai plătit. Dai 1000 de euro la tine. Ca de obicei, da, am și cash și pe card și tot, dar nu mai vreau să mai spun. Foarte multe femei spun deja că dacă au 999 de euro în poșetă, nu ies afară. Păi că... și dăm noi valoare la restul sărăcilor care ne iau pe noi la mișto, pe bune. Toată lumea dă share și fac mișto și comentează. Vă rog frumos, totul este din partea mea, lansat de mine, așa că marș. Deci asta cu 1000 de euro în poșetă e brandul tău? E brandul meu și rămâne așa și de acum înainte... va fi de la 3000 de euro în sus, în poșetă, da? Că așa vreau eu, tot la valoarea mea urcă de la o zi la alta. Bianca Pop merge în rezervă pentru a se schimba în pijamale. Vai, ce super! Biencuța, n-ai dragă emoții? Nu ți-e teamă așa un pic? Este a treia intervenție. A treia intervenție? Da, iubitule. Dar ce vârstă? Acum cât timp ai făcut? Acum 10 ani am făcut prima, acum 3 ani tot cu Stan Vitale am făcut o doua și acum o facem a treia pentru că vreau să fiu puțin mai sexy. Nu că nu aș fi... Da. Uite ce frumos m-a îmbrăcat pe mine iubita lui Dorian Popa. Eu sunt Babs. A, deci, eu sunt Barbie. Iată... Da, iubita mea, iubita lui Dorian Popa, eu sunt Babs, m-a îmbrăcat frumos. Uite ce haine frumoase face și la prețuri foarte bune. Și uite-te la mine, încă nu m-am apucat de sală și uite-te aici. Piciorușe frumoase, uite mușchiuleț, așa. Uite ce fundit frumos, micuț, așa. Ta-na-na-na-na. Și vă rog, Gucci, 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 Gucci gang. Domnul Ciprian Pian îți plătește această intervenție? Nu, pentru că am eu bani. Chiar nu am vrut să o plătească el. El s-a oferit, nu? Da, s-a oferit, dar nu am nevoie. Nu-i cazul. Momentan nu. Când dacă am probleme, dacă nu am ceva, îmi dă el bani, dar nu. Tot ce mi-am făcut, am făcut pe banii mei. Ei, și când în rezervă intră domnul doctor, Bianca se spovedește ca la duhovnic. Cum e? Ești pregătită? Da, forță. Forță, bine. Da. Sigură de băut? Da, dacă am băut. Băut. Nu, acum nu ca data trecută. Știți că data trecută, acum 3 ani, am intrat în operație puțin băut-o. Deci am fost la distracție până la 5 dimineața, că Bianca e un pic lochita, și am băut o șampanie și am venit la 2 dimineața la domnul doctor Stan Vitale și zic, uite, știi că am băut? Dar zice, Bianca, cât ai băut? A, zic, o sticlă. Vai, vai, vai. Și zic, ce se întâmplă? Zice, păi, zice, o să te trezești mai greu, dar să fie bine. Și deci, pe bune, nu mi-a fost rău, nu m-am trezit greu, deci Stan Vitale e numărul 1. A, de asta ai băut și acum, nu? Că a fost bine. Nu, până la 12 noapte am băut un păhărel pentru că am mâncat ceva în părți de șampanie. Mă dezbrac de tot acolo și rămân un kilos, nu? În sală, da, o să te dezbraci, da. Înainte de operație, ultimele indicații. Astăzi zic cum le vreau. Cum? Să cum vreau, aici. Mai de sus și mai apropiat. Porno, rău, porno. Știi tu ce-mi place mie? Să vedem. Ele, practic, în sus tot cam pe aici vor veni, dar vor fi mult mai umflați. Deci tot la același nivel. Practic mai mult mai în față, o să da, știu. Pieptul ispitei este măsurat la milimetru. Deci 4.85 avem acum. Da. 600 lumele. Ura! Yeah, tati! Pe 10, te vezi. Sper că aici te oprești, da? Mai mult nu. Nu, nu mai mult. După aia o dau în ce? Nu. Dar 600 trebuie să fie.
N-ai cum. Ok. Toate pregătirile sunt gata? Punem aici poza pe internet, 2 minute pun pe net și începem treaba, da? Cât despre costul operației, medicul spune că este o sumă potrivită. Undeva în jur de 3.000-3.500 de euro costă o intervenție de asta ca să acopere toate costurile și să fie și onorarea chirurgului suficient. Cât va sta cu bustiera pe ea ca să-i protejeze sânii? Acum o să stea mai puțin, la schimbare undeva 2-3 luni să stă. Bianca Pop nu se putea opri să nu facă o ultimă aroganță înainte de implant. Așa că, doar cu o zi înainte de operație, a realizat un filmuleț din care redăm doar finalul. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 de euro, tati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamă, sunt 2000 de euro să mor eu? Of, ce săracă sunt, așa-i. Hai, pe bune, să nu ne mai lăudăm, că se supără România pe noi.